Bună, eu sunt Mimi și mă bucur să vă spun bun venit în această ocazie aici în Căsuța cu Idei. După cum observați, căsuța noastră și-a mutat puțin locul. De data aceasta suntem prezenți la Muzeul Hărților, dar aflăm mai multe despre muzeu puțin mai târziu. Acum vreau să vă prezint pe Andreea Petcu. Bine ai venit, Andreea, aici la noi în Căsuță. Bine v-am găsit! Dragilor, o să aflăm mai multe despre cine este Andreea, cu ce se ocupă și despre asociația sa, puțin mai târziu, după ce urmărim un scurt material. Revenit aici la Muzeul Hărților, căsuța noastră care ne găzduiește astăzi, alături de Andreea Petcu. Cine este Andreea și de ce asociație se ocupă ea? Iar apoi să ne spui două, trei cuvinte și despre locul în care ne aflăm aici, te rog. Andreea Petcu este o visătoare, în primul rând. Dintotdeauna mi-a plăcut să visez povești, să imaginez povești, pentru că orice subiect aș preda, e nevoie să pornesc de la o poveste. Așa că din 2002, de când sunt profesor, mai întâi la facultate, apoi și într-o școală generală, de fiecare dată am pornit de la povești. Iar la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi spunem povești despre hărți, despre exploratori și despre marile descoperiri geografice. În Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, copiii pot descoperi atât hărți vechi, începând de la hărțile de inspirație platonice până la hărțile contemporane, hărți de la 1900-1940, până la obiecte care au fost utilizate de către cartografi sau care mai sunt încă utilizate de către cartografi și, bineînțeles, busturi care ni prezintă pe principalii cartografi și principalii exploratori. În spatele tău îl avem pe Vasco da Gama și pe Magellan. Mulțumim pentru aceste informații. Suntem foarte curioși să aflăm mai multe despre asociația ta și ce faci tu acolo. Mai mult decât vise, știu că pui în practică foarte multe din lucrurile acestea frumoase. Learning by teaching s-a născut din dorința de a învăța predând. Și am păstrat sintagma în limba engleză pentru că este mult mai ușor de înțeles ca metodă de predare de către profesori. Asociația a apărut ca să răspundă nevoii profesorilor din România, în special nevoii de a învăța, de a învăța pe profesori să predea materiile din domeniul STEM, iar apoi STEM and C. Știință, tehnologie, inginerie, matematică și cultură. Și dacă am pornit de la științe, trebuie să vă spun că eu sunt absolventă de ecologie, dar am făcut un doctorat la Facultatea de Energetică, așa că sunt puțin și inginer. Iar după mai bine de 10 ani în care m-am ocupat de reabilitări, cariere și balastiere, ecologizări în principal la unor situri mari industriale, am hotărât să mă opresc asupra acestui domeniu al educației și să fiu alături de profesori, începând de la profesorii din grădinițe și mergând mai apoi până la viitorii profesori, actuali studenți, alături de care îmi petrec serile de joi și vineri, ca să-i învăț să predea. E foarte frumos cum reușesc să îmbini partea aceasta de teorie cu partea de practică. Și abia aștept să vă povestesc mai multe și în partea a doua a interviului despre proiectele pe care le desfășoară Andreea. Însă, să vă spun cum am cunoscut-o eu pe Andreea. Am aflat de această carte de la editura Frontiera, carte care va intra în componența premiului din această lună, și am văzut la titlu un autor român, Andreea Petcu. Ia să o cunoaștem noi acum din punctul de vedere acesta al autorului de carte pentru copii. Cum ai ajuns pe coperta acestei cărți? În anul centenar, 2018,
Mi s-a propus să realizez un curs pentru profesori chiar la Alba Iulia, în care să învăț pe profesorii de grădiniță, pe doamnele educatoare în mod deosebit, cum ar putea să introducă domeniul științe la grădiniță. Și am căutat o carte despre un om de știință din România, carte care să fie adresată copiilor preșcolari. Nu am găsit-o. Eram destul de nefericită undeva în luna ianuarie-februarie. Cursul trebuia să fie în aprilie, ceea ce însemna că timpul devenea din ce în ce mai strâns și mă tot gândeam ce le place copiilor de grădiniță. Nu puteam să le vorbesc despre orice. Și într-o noapte m-am trezit pur și simplu cu ideea și am scris-o. Și așa a apărut povestea străbunicul meu, Emil Racoviță, pe care întâi am spus-o educatoarelor strânse la Alba Iulia, iar doamnele educatoare m-au rugat să o scriu, să o public. Și după aproape un an a apărut cartea cu ajutorul lui Eugen Berlo, ilustratorul cărții, care a reușit să spună în imagini mult mai mult decât am spus eu în text. Textul fiind pentru copii de 3-7 ani, trebuia să fie unul foarte scurt, mai puțin de 250 de cuvinte toată povestea, ceea ce nu e tocmai simplu, pentru că atunci când nu vrei să spui multe cuvinte, trebuie să fii mult mai concentrat. Și fiind ecolog, mi-am dorit foarte mult ca ilustrațiile să reflecte adevărul științific. Și este o poveste foarte simpatică, acum ajungi și tu cu imaginile acolo, aici, unde sunt pinguini imperiali. Eugen inițial realizase pinguinul bej, pentru că chipul Mariei era bej și a vrut să fie în același ton, dar în momentul în care am văzut bej am zis, nu, acela este pinguin regal. Ori schimb tu textul, ori schimb eu textul, ori schimb tu culoarea. Și așa a apărut pinguinul imperial, așa cum îl vedeți acum. Același lucru este valabil și pentru celelalte animale din poveste, care nu puteau fi ilustrate altfel decât sunt ele în realitate, pentru că este meseria mea aceasta de ecolog și îmi doream foarte mult să se vadă. Această atenție la detalii și faptul că s-a născut cartea, a pornit tot de la un vis, de data aceasta din miezul nopții, face ca mesajul și ceea ce a ieșit să fie produs foarte frumos pentru copii. Am citit-o cu bucurie. Mai este un element interesant. Nepoata domnului Racoviță, Maria, când a văzut cartea, după ce a fost publicată, ne-a spus, dar știi, Maria asta chiar seamănă cu mine. În condițiile în care Eugen nu văzuse nicio fotografie cu Maria Cașcaval, căci așa o cheamă acum pe doamnă, n-avea nici cea mai vagă idee cum arată Maria, dar dânsa ne-a confirmat că exact așa arăta dânsa atunci când era la grădiniță, cu părul vâlvoi, creț. Și a fost foarte plăcut, impresionat că a apărut o carte în care dânsa este personajul principal. Ce face Maria în această carte? Maria strănepoata... Maria strănepoata domnului Racoviță este prototipul strănepotului român. Practic, eu mi-am imaginat că orice copil din România poate fi strănepotul domnului Racoviță, dânsul neavând strănepoți, a avut trei fii, are o nepoată, mai mulți nepoți, dar nu are strănepoți. Și m-am gândit, eu pot să-mi imaginez că sunt strănepoata domnului Racoviță și mi-ar plăcea să văd după 100 de ani ce mai știe lumea despre străbunicul meu. Oare ce ar mai ști? Și cum nu pot să întreb lumea, pot să întreb animalele pe care el le-a studiat, pentru că de fiecare dată, creatorul trăiește prin opera sa. Și cum dânsul a fost primul naturalist care a iernat în Antarctica, cel mai simplu mi-a fost să mă gândesc la animalele pe care dânsul le-a studiat. Și așa a pornit cartea. Maria descoperă pinguinii, focile, orcile, balenele.
și se oprește în mod deosebit asupra balenelor, pentru că primul studiu despre balene care a fost scris cu o acuitate științifică deosebită este acesta al domnului Racoviță. Și despre toate speciile de balene, nu doar despre balena albastră. Și de aceea m-am oprit la ea. Ce a mai fost foarte interesant a fost faptul că editorul cărții a adăugat la final un glosar de termeni. Ceea ce nu se întâmplă în mod obișnuit la cărțile la cărțile pentru copii mici, dar părinții au nevoie de explicarea termenilor în cuvinte puține, la fel cum este și cartea, și cu ilustrații. Și de aceea acest glosar de termeni cred eu că este foarte important. Dar să povestim acum puțin despre expediția aceasta. Pentru că vom avea și o a doua carte despre care vom povesti puțin mai târziu, tot de la editura Frontiera, spre Polul Sud, de Emil Racoviță. De ce este interesantă o astfel de expediție și ce îl face pe Emil Racoviță să fie un explorator? Emil Racoviță a fost un copil cu totul deosebit. Întotdeauna i-a plăcut să iasă din tipare, chiar dacă asta nu a însemnat și să iasă din cuvântul părinților. El a studiat la Colegiul Național la Iași și a fost elevul domnului Creangă, așa că atunci când a scris jurnalul Spre Sud, el a împrumutat din stilul domnului Creangă, a adăugat jocuri de cuvinte, descriere ale locurilor, iar copiii, dacă vor citi cartea, vor putea descoperi stilul lui Creangă și în poveștile domnului Racoviță. Este un explorator pentru că a explorat înghețurile din Antarctica într-o perioadă în care marile descoperiri geografice se încheiase și începeau marile descoperiri științifice, în special în domeniul biologiei, zoologiei, naturii. Iar dânsul este un naturalist pentru că, pe lângă studierea speciilor de plante și animale, s-a preocupat și de studierea geologiei zonei, a magnetismului, iar la Polul Sud a descoperit, sau spre Polul Sud, a descoperit singura insectă din Antarctica, care îi poartă numele, și a detaliat ciclul de viață al acesteia și caracteristicile speciei. Și are și această imagine deosebită cu grădinița de pinguini, dânsul așa o numește. Ei au reușit să facă ceea ce nu făcuseră alți exploratori până atunci, au documentat fotografic tot ceea ce documentau în descrieri și în desene botanice. Și există multe mărturii ale acestei expediții. Iar acum câțiva ani, domnul Cristian Lascu a refăcut călătoria Belgicăi și dacă domnul Racoviță nu a coborât pe singura insulă care poartă numele unui savant român, insula Cobolcescu, domnul Lascu a coborât pe acea insulă și avem astăzi imagini de pe insulă. Mulțumim mult pentru toate aceste informații, însă acum vă invit să urmărim o rubrică, iar apoi ne vom întoarce aici pentru a afla mai multe despre această expediție, despre cărți și despre Muzeul Hărților. Bună, copii! Eu sunt vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare, despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Aveam un calendar mai vechi, care îmi plăcea, cu hărți din acestea care arată așa, ca fiind dintr-o lume mai veche, de demult. Nu mai pot folosi pe post de calendar, dar pot recicla hârtiile din el, ilustrațiile. Am decupat deja un dreptunghi de aici și aș vrea din el să fac o bărcuță. Probabil că unii dintre voi, cei mai mari, sau dacă sunt și părinți care, sau bunici care vizionează împreună cu noi această emisiune, probabil că deja ați mai văzut
varianta aceasta de bărcuță făcută dintr-un dreptunghi pe care îl îndoim de mai multe ori. Hai să vedem pas cu pas cum se face. Așez dreptunghiul meu pe verticală, iau latura aceasta de sus și o suprapun peste latura de jos din apropierea mea. Apăs și trag așa cu degetul ca să mă asigur că s-a îndoit bine. Iau colțul din stânga sau din dreapta pe care doriți și îl suprapun peste celălalt colț, în așa fel încât să mai fac o îndoitură aici pe verticală la jumătate. De asemenea, este bine să îndoiți tare, tare și să apăsați, dacă e greu să apăsați cu degetele sau cu unghiile, vă puteți folosi poate de o foarfecă sau de altceva mai tare. Desfac, iar acum iau unul dintre colțurile acestea de sus și le aduc aici pe linia din mijloc, în așa fel încât linia aceasta să se suprapună cu linia din mijloc. Apăs și la fel procedez și cu partea opusă. La început, ca să vă fie mai ușor, puteți să exersați această figurină cu o foaie mai subțire care este mai ușor de îndoit. Urmează să ridic prima foaie de aici de jos până la îmbinarea aceasta, până la locul în care se întâlnește cu triunghiurile care s-au format, ridic puțin și colțurile le îndoi în spate, întorc pe partea cealaltă, se văd colțurile acestea pe care le-am îndoit și la fel procedez și cu cealaltă margine rămasă liberă. Ridic, apăs, îndoi colțurile. Acum fiți foarte atenți. E ceva mai interesant pentru că ridic acest triunghi, introduc degetele mari aici în buzunarul care s-a format și trag spre exterior și, surpriză, dintr-un triunghi obțin un pătrat. De asemenea, apăs bine cu degetele ca să fie bine definite marginile. Aici sus este colțul legat, ca să spun așa, însă aici jos este deschis, așa că voi ridica, voi suprapune colțul de jos peste cel de sus și apăs la jumătate. Dintr-un pătrat obțin din nou un triunghi, pentru că întorc și pe partea cealaltă, ridic la fel și apăs. Suntem foarte aproape de a obține bărcuța noastră. De asemenea, ridic triunghiul acesta mai micuț, trag cu degetele mari pe care le-am introdus așa în buzunar, apăs și din nou mă întâlnesc cu un pătrat. Dar bărcuța? Unde e bărcuța? Imediat o găsim. Aici, în partea de sus, unde vârfurile nu sunt lipite, trag cu degetul mare și degetul arătător de la fiecare mână înspre exterior. Da, da, trageți cu putere să nu vă fie teamă. Și în felul acesta se formează bărcuța. Mai pot acum să introduc un deget aici, pe partea din spate, și aici sus, să îndoi puțin, în așa fel încât bărcuța să fie stabilă. Și să o pot folosi în joaca mea. Aceasta este varianta în care zona colorată a hărții se vede doar în interior. Dacă vreau să obțin zona aceasta de hartă veche pe exteriorul bărcuței, atunci voi începe cu foaia așezată invers.
sunt gata bărcuțele și am adus și o tăviță pe care o folosesc de obicei la pictat, să le fac o probă. Bineînțeles, fiind din hârtie, nu o să reziste prea mult, se vor scufunda la un moment dat, însă mă pot juca suficient cât să retrăiesc poate așa puțin din emoția unei expediții făcută de exploratorii de pe vremuri sau pur și simplu să mă joc cu aceste bărcuțe și să mă bucur de ceea ce am realizat. Sper că v-au fost utile aceste instrucțiuni și că vă veți face și voi propria voastră bărcuță din hârtie. Vă doresc mult spor la treabă! Am revenit aici pentru a afla mai multe de la Andreea Petcu, invitata mea de astăzi, despre proiectul Stimescu la muzeu și despre hărți și cărți legate de expediții și nu numai. Ce înseamnă Stimescu la muzeu? Proiectul Stimescu la muzeu a apărut în perioada de pandemie, de lockdown, pe 21 martie 2020 trebuia să avem la muzeu un curs cu mai mulți profesori. Din nefericire, intervenind situația de urgență, a trebuit să suspendăm cursul și am rămas cu nefericirea că nu vom face seria de cursuri pe care le aveam programate în 2020. În contextul acesta am început să dezvoltăm alte proiecte dedicate profesorilor și părinților, chiar din aprilie 2020, în care invitam în fiecare vineri copiii la Muzeul Municipiului București de data aceasta și la Muzeul Hărților. Erau ambele muzee implicate în fiecare săptămână să descopere obiecte de patrimoniu din muzeu, cărți și experimente. Proiectul din perioada de lockdown s-a numit Povești și Experimente. Okay. Profesorii luau înregistrările pregătite de noi și le trimiteau părinților. Părinți care aveau copii între 4 și 10 ani. Iar când am revenit la școală, profesorii ne-au spus, păi noi vrem să continuăm, că poate facem mai multe lucruri acum. Și am scris un proiect care a primit finanțare de la AFCN, Administrația Națională pentru Fondul Cultural, și am realizat 10 cursuri, 10 întâlniri cu profesori din toată țara. Au fost profesori din 26 de județe. Peste 1500 de copii implicați în poveste, copii care au descoperit patrimoniul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi și rețelei Muzeului Municipiului București. La fiecare întâlnire, profesorii au primit un kit cu sugestii de activități pe care să le realizeze alături de elevii din clasele dumnealor. Și pornind de la o hartă, ca să dăm exemplu concret al acestui muzeu. O lecție aici la Muzeul Hărților. O lecție la Muzeul Hărților. Putem da exemplu chiar pornind de la cartea Străbunicul meu Emil Racoviță. Le-am prezentat două hărți din muzeu. Harta Belgiei și a Olandei de la 1600, pe care nu apare portul Anvers, de unde a plecat Racoviță în expediție, tocmai ca să vadă evoluția pe aceste hărți istorice, și harta Americilor, în care se evidențiază Sântoarea Magellan, se evidențiază portul Ushuaia, prin care au trecut cu Belgica, și le dăm mai multe detalii despre contextul în care au apărut aceste hărți. După care, copiii au primit sugestii cum să realizeze acest taumatrop, care este o jucărie antică, în care are două fețe, dar atunci când răsucim imaginea, putem observa cum apare imaginea Mariei în cufărul de la bunicul său, suprapusă peste imaginea Antarcticii. De data aceasta putem observa și pinguinul imperial, cel care apare atât pe coperta originală a cărții domnului Emil Racoviță, cât și în varianta reeditată astăzi.
Aceste activități pe care, sau sugestii de activități pe care le-au primit profesorii se adresează diferitelor vârste, de la 4 ani până la 10 ani, și atunci gradul de complexitate este diferit. În așa fel încât profesorii să poată utiliza materialele și în următorii ani școlari, nu doar în perioada în care a avut loc proiectul nostru. Așa se face că, deși proiectul s-a încheiat în decembrie anul trecut, profesorii continuă să realizeze experimentele, continuă să le vorbească copiilor despre patrimoniul muzeal. Și ce este cel mai frumos este faptul că au realizat parteneriate cu muzee locale, și parteneriate care cresc în amploare. Văd aici că mai sunt câteva... Câteva obiecte, dacă vrei să ne povestești despre ele. Pornind de la ilustrațiile realizate de Eugen Berlo în carte, le-am sugerat copiilor să realizeze un... Deci acesta este pinguinul din carte? Și Maria. Și Maria. Și cum ați procedat? Am folosit coli albe de hârtie pe care copiii le-au suprapus pe imagine și au decupat silueta Mariei, apoi au lipit foile pe carton. Pe spate am prins un băț de figărui ca să putem realiza teatru de umbre. Dacă vă uitați pe fundalul cărții, puteți vedea cum prind viață și pot vorbi Maria și pinguinul întâlnit. Poate și mângâia. Bineînțeles, profesorilor le-am sugerat să amplaseze un panou cu o coală albă de hârtie mare, o foaie de flipchart, de exemplu, sau un cearșaf, ca să se poată vedea teatru de umbre. Și există foarte mulți profesori din toată țara, atât din mediul rural, cât și din orașe, reședință de județ, care au realizat aceste activități la clasă. Am urmărit o mulțime de activități interesante și sunt sigură că Andreea are tolba plină, un cufăr plin cu astfel de idei și de povești, însă acum aș vrea să facem o scurtă călătorie pe aici, prin muzeu, să vedem mai multe imagini, mai multe lucrări sau exponate, în așa fel încât să vă facem și vouă o poftă să veniți să-l vizitați. Haideți în călătorie! Acesta este colțul de lectură al Muzeului Hărților și Cărții Vechi. Conține cărți noi și foarte noi, în care copiii pot descoperi alături de părinții lor și indicații de activități, să meargă și să descopere diverse hărți din muzeu. Și este, dacă vreți, și o invitație să revii. Pentru că foarte mulți copii ajung aici la finalul călătoriei prin muzeu și bineînțeles că părinților nu mai au atât de mult timp la dispoziție să stea în aceeași zi. Și atunci foarte mulți stau și răsfoiesc cărțile, primesc sugestii pentru activități și fie repornesc în călătorie în muzeu cu o altă destinație, altă hartă, altă activitate, fie revin la muzeu cu o altă ocazie. Iar de la colțul de lectură au avut loc toate filmările noastre din muzeu, filmări care se găsesc pe pagina de YouTube a muzeului. Oh, foarte bună informație! Acum te rog să ne prezinți câteva dintre lucrările prezente aici. În fiecare sală găsim teme pe care le putem aborda în cadrul atelierelor dedicate copiilor, dar și profesorilor. În acest loc vedem harta Dunării de la izvoare la vărsare, alături de portretul lui Nicolae Samson, autorul hărții, dar găsim și hărți detaliate ale cursului superior, mijlociu și inferior al Dunării.
Pe parcursul atelierului despre Dunăre, copiii află detalii despre aceste hărți care sunt de la 1600-1700, detalii privind organizarea statelor care astăzi sunt înglobate în ceea ce numim România, dar pot regăsi și gravuri care prind viață cu ajutorul aplicațiilor de pe telefonul mobil. Aceste gravuri care ilustrează peisaje de la Sulina, din zona ruinelor portului Traian sau aici unde este tabula Traiana, prind viață datorită aplicației Art Vive, realizată împreună cu studenții de la design și reușesc să le dea copiilor și vizitatorilor în general o imagine mai bună asupra vieții în aceste locuri la momentul în care au fost realizate gravurile 1800-1900. Andreea, ce avem aici? Aici avem harta care ne invită în călătorie alături de Emil Racoviță și Nalva Belgica, deoarece în această hartă putem descoperi zona portului Anver, cel din care au pornit în călătoria cu Belgica, dar așa cum arăta această hartă la 1665, deci cu mai mult de 300 de ani înainte de timpurile noastre. Continuăm călătoria alături de exploratori și de nava Belgica și poposim pe această hartă a celor două Americi, o hartă mult mai apropiată de perioada în care a avut loc călătoria, de la 1813, hartă pe care descoperim portul Ushuaia și strâmtoarea Magellan, loc în care Emil Racoviță și-a terminat periplul său terestru prin America de Sud. La etajul 1 al muzeului sunt sălile dedicate României și provinciilor care alcătuiesc România, iar aici suntem în sala dedicată Moldovei. Iar harta pe care o vedeți este o harta Moldovei întregi, am putea să-i spunem. Pe această hartă putem observa Iașul, care este în centrul hărții, nu Iași, care nu mai este o localitate de graniță, ci este o localitate centrală. Tot pe această hartă putem observa detalii interesante despre ceea ce se întâmpla la 1700 în Europa. Putem observa decăderea Imperiului Otoman, dar și blazoanele celor două provincii, Moldova și Țara Românească, iar în text putem descoperi detalii impresionante despre locuitorii Moldovei. Coborât la parter și la intrare copiii sunt întâmpinați de ceva deosebit. Ce găsesc ei aici? Găsesc acest glob de mari dimensiuni, care este flancat de imaginea lui Claudiu Ptolemeu și a lui Mercator. Acești doi cartografi și matematicieni sunt cei care ne-au ajutat să avem hărțile pe care le vedem astăzi în muzeu. Practic, ei au transpus imaginea de pe sferă pe plan și au ajutat la realizarea proiecțiilor cartografice pe care le cunoaștem noi astăzi, proiecția Mercator fiind cea mai des folosită. Și acum te rog să le adresez copiilor o scurtă invitație pentru a-i încuraja să vină și în vizită la acest muzeu.
Vă invităm cu bucurie la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi să descoperiți istoria țării noastre, dar și a lumii largi, și să vă bucurați de cărți și povești. Dragi copii, este momentul acum să ne jucăm puțin, să ne mai dezmorțim, să facem mișcare. Și înainte de a trece la joacă, aș vrea să vă prezint echipa de copii care mă însoțește la acest joc. Lângă mine este Eli, bine ai venit Eli, Sofia și Romeo. O să stăm de vorbă spre finalul acestei ediții, pentru că acum nu avem timp de vorbă, acum trebuie să trecem la treabă, mai bine zis la joacă. Dacă tot vorbim despre hărți, despre expediții, ne imaginăm că parchetul reprezintă o mare, da? Este o apă învolburată. Iar voi veți avea de parcurs un traseu de la linia aceasta, unde v-am pus niște hărți decupate din hârtie pe care o pregătisem pentru reciclat, până la pensula cealaltă, în felul următor. Fiecare are câte 3 hărți și voi puteți să faceți acest joc, fiecare luându-vă 3 cartoane sau 3 foi de hârtie ce aveți voi la îndemână. Tot timpul, un picior trebuie să se afle pe o hartă. Da? Stângul pe o hartă, dreptul pe o hartă, apoi luați a treia hartă și o puneți acolo unde aveți nevoie de ea pentru a continua cu pasul următor. Și tot așa, și tot așa, până când ajungeți la destinație. Apoi trecem la nivelul 2. La nivelul 2 nu va mai fi fiecare pentru el, ci vom lucra în echipă. Vă rog să veniți aici, mai întâi Eli în partea aceasta, apoi Sofi la mijloc. Foarte bine. Nu mai avem nevoie de start, pentru că puteți să începeți. Vino, te rog, Eli, mai aproape de Sofi. Perfect. Fiecare în dreptul hărților lor. În dreptul hărților lui. Pe locuri. Fiți gata? Start! Aveți grijă, puneți piciorul pe hartă, să nu cumva să vă pice piciorul în apa învolburată a mării. Oho! Așa, veniți mai spre pensulă, trebuie să ajungeți în dreptul pensulei. Romeo, vezi că tai calea fetelor și te rog să vii mai spre mine. V-ați descurcat excelent la prima tură, dar acum e adevărata provocare. De data aceasta nu mai avem hărțile care ne ajută să navigăm în expediția noastră, ci am adus niște bucăți de lemn, niște scânduri și ne imaginăm că sunt corăbii. Așadar, dragii mei exploratori care ați pornit în expediție pe mare, avem 4 corăbii pentru 3 participanți. De data aceasta schimbăm puțin regula. Nu trebuie să călcați cu un singur picior într-o corabie, ci puteți să puneți 2 picioare și câte unul pe fiecare scândură, iar cea de-a 4-a scândură devenită corabie o dați repede în față pentru cel care este înainte. Sunteți pregătiți? Da. E foarte important să lucrați împreună, să vă ajutați unul pe celălalt. Ia veniți voi aici în spatele meu. Și puteți să porniți! Și o să te rog să dai prin dreapta voastră, așa. Bun, bun, bun! Ia să vedem cât de rapid putem să ducem expediția. O să te rog să dai prin dreapta voastră. Cealaltă dreapta. Vă descurcați foarte, foarte bine. Așa, 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 exact, exact. Oh, deja marea parcă devine puțin învolburată. Ia să vedem dacă ajungem mai repede. Și o să vă rog să vă și întoarceți la destinație după ce luați pensula. Vă imaginați că pensula este comoara pe care o descoperiți în această expediție.
Bun. Poți să pui în fața pensulei. Așa. Merge acolo. Iei pensula. Poți să o dai lui Eli. Și vă întoarceți la destinație. După ce ați luat comoara, expediția continuă până ajungeți înapoi la covoraș. Așa, așa, foarte bine vă descurcați. Ai grijă când pui pasul mare că ceilalți oameni din bărci poate fac pasul mai mic, să te gândești și la ei. Foarte bine vă descurcați. Încă doi pași și cred că ați ajuns pe țărm în siguranță. Perfect, puteți să veniți aici. V-ați descurcat foarte bine și ați făcut o muncă de echipă foarte, foarte, foarte bună. Vă apreciez, însă acum este momentul să mergem mai departe la următoarea activitate. Bună, bună, copii! Ce mă bucur că din nou sunteți prezenți aici la rubrica O idee pentru sănătate. Împreună cu mine este Alexandra Voicu. Bine ai venit, Alexandra! Bună, Bruno! Alexandra, să știi că mie îmi cam place zahărul. Și îmi plac dulciurile și dacă prin ceva dulce îmi place să mănânc și apoi parcă iar aș mai mânca puțin și iar aș mai mânca puțin. Dar am auzit ceva că nu prea... De fapt, mai bine spune-mi tu, cum e povestea aceasta cu zahărul? Bruno, păi nici măcar nu pot să te contrazic. Cui nu-i plac dulciurile, să fim serioși, nu? Toată lumea ar mânca o prăjitură bună. Așa e. Însă, ceea ce nu cred că știi tu, Bruno, este că zahărul nu este doar cel din prăjituri. Am văzut că ai acolo niște zahăr brun exact, ca mine. Exact, ăsta este zahăr brun ca tine și am aici, de exemplu, și un suc. Știai, de exemplu, cât de mult zahăr conțin sucurile din comerț? Păi, eu credeam că sunt făcute din fructe. Acela este suc din fructe, nu? Nu toate sucurile din comerț sunt făcute din fructe. Să știi că multe din ele au gustul dulce de la toată cantitatea de zahăr pe care o conțin. Și, exact. Și dacă, să spunem că recomandat zi de zi ar fi să consumăm maxim 5-6 cubulețe mici de zahăr, știi cumva cam câte cuburi de zahăr poate să aibă o sticluță atât de mică de suc? Nu. Poate să aibă chiar 20 până la 30 de cubulețe de zahăr. Deci îți dai seama cam cât de mult zahăr mâncăm și nu doar din acest suc. Dacă mai adăugăm și o prăjitură peste el, nu cred că e foarte bine, nu? Foi de mine! Este foarte mult zahăr. Știi totuși ce se întâmplă atunci când mâncăm ceva dulce? De ce ne place să mâncăm atât de mult dulce și vrem să mâncăm din ce în ce mai mult? Da, parcă nu mă pot opri și pun ciocolata în dulap și iar mă mai duc la dulap să mai iau pătrățică și iar... Exact. Exact așa se întâmplă, Bruno, și este un mecanism foarte simplu care se întâmplă în corpul nostru și extrem de interesant, care ne face să ne dorim dulce din ce în ce mai mult. Mecanismul este extrem de simplu. În momentul în care mâncăm ceva dulce, să spunem, niște zahăr pur și simplu dintr-un borcanel sau bem un suc extrem de îndulcit sau mâncăm o prăjitură extrem de gustoasă, da. Papilele noastre gustative, cele de pe limbă, transmit niște semnale către directorul nostru. Care crezi, Bruno, că este directorul nostru din tot organismul ăsta, care controlează absolut tot ce avem noi în corp? Păi eu să mă gândesc, avem hotelul Stomacus. Exact. Avem un director acolo care seamănă așa cu un creier. Foarte bine, Bruno. Exact. Directorul principal al organismului nostru este creierul. Toate semnalele astea care vin atât de la hotelul nostru stomac, în care ajung toate lucrurile dulci, cât și de la nivelul limbii, ajung la creier. Iar el simte plăcerea din lucrurile dulci pe care îi le dăm, da? El se hrănește cu zahăr, îi place foarte mult zahărul. Și în momentul în care simte că îi oferim acest lucru, e evident faptul că își va dori din ce în ce mai mult, nu? Cred, da. Exact. Asta se și întâmplă și din cauza asta, pe termen lung, dacă vom continua să consumăm alimente extrem de dulci, prăjituri, sucuri de fructe, să știi că, uite, inclusiv sosurile de roșii, unele din ele din magazine, conțin foarte mult zahăr, da? Și dacă mâncăm o porție mare de paste cu sos de roșii,
s-ar putea să avem mici probleme cu zahărul. Și cel de la pizza? Și cel de la pizza poate să conțină zahăr, să știi. Însă dacă avem grijă cu alimentele pe care le consumăm zi de zi și cantitatea în care le consumăm, putem să ne ferim de problemele pe termen lung cu zahărul. Ai cumva idee care ar putea să fie problemele astea? Nu am idee, dar să știi că exact la asta mă întrebam și eu, dar de ce să nu fie bun totuși dacă e bun așa la limbă? Păi uite, nu este foarte bun, deși este bun la limbă, pentru corpul nostru nu este chiar cel mai bun lucru, zahărul, mai ales dacă îl consumăm zi de zi și pentru o perioadă foarte mare de timp. Pentru că ne face să ne simțim mai agitați, ne face să crească nivelul de zahăr din sânge, care asta, atunci când o să fim adulți și o să fim mult mai mari și plini de probleme în viață, poate duce la ceva ce se cheamă diabet zaharat, din cauza cantității foarte mari de zahăr pe care o consumăm. Exact. În același timp, probabil am mai auzit sau am văzut pe la bunicii noștri, poate duce și la probleme de inimă. Da. După cum observi, toate astea sunt probleme destul de serioase și de aceea este foarte important să fim atenți cu zahărul pe care îl consumăm. Dacă cantitatea de zahăr pură, exact cum este în acest borcanel, putem să o controlăm, da? Putem să avem grijă să nu mergem zi de zi la dulăpiorul cu zahăr, cea mai mare grijă trebuie să o avem când vine vorba de zahărul ascuns, da? Din alimente, din sucuri, din prăjiturele, ca să fie totul mult mai bine și să avem o viață cât mai sănătoasă. Bine? Sigur, deci nu mă mai joc vața ascunsele cu zahărul ascuns, mai bine mă joc vața ascunsele cu prietenii mei și o mai răresc cu zahărul. Am înțeles. Foarte bine faci, Bruno. Îți mulțumesc, Alexandra, ne vedem și data viitoare. Sigur, mulțumesc. Pe curând! Copii, fiți pregătiți! În curând urmează concursul. Dar, pentru că îmi place să descoper tot felul de cărți, de jocuri sau obiecte interesante, vă invit să fiți foarte atenți la următoarea rubrică. Acum este momentul prezentării de carte și al concursului. Despre concurs povestim puțin mai târziu. Dar luna aceasta, în componența premiului oferit în cadrul concursului, vor intra aceste două titluri de la editura Frontiera: Străbunicul meu, Emil Racoviță, și Spre Polul Sud, scrisă de Emil Racoviță, iar aceasta scrisă de Andreea Petcu și ilustrațiile sub semnătura lui Eugen Berlo. Ei, te rugăm pe tine să ne povestești mai multe despre carte, pe scurt, pentru că am aflat puțin mai devreme mai multe detalii, și despre obiectul acesta foarte interesant din mâna mea. Ambele cărți au fost îmbogățite de ilustrațiile lui Eugen Berlo, care au fost realizate prin tehnica linogravurii. În mâna ta este linogravura cu pinguinul, pe care l-am văzut mai devreme în Taumatrop. Pentru realizarea acestor ilustrații s-au folosit mai multe linogravuri care au fost suprapuse și apoi au fost prelucrate pe calculator. Cartea Spre Polul Sud, scrisă de către Emil Racoviță, este un jurnal al expediției, reeditată de către editura Frontiera odată cu cartea Străbunicul meu, Emil Racoviță, pentru a le oferi copiilor și părinților o perspectivă mai largă a expediției originale. Ce este inedit este și faptul că cartea a fost publicată pe hârtie reciclabilă, iar coperta este practic o harta a expediției, o harta a explorărilor din Antarctica. În partea de jos putem vedea și medalioanele membrilor expediției, între care îl remarcăm pe Roald Amundsen, cel care a atins primul Polul Sud. Aceasta a fost prima sa expediție către Antarctica, dar a urmat cea de-a doua în care a atins și Polul Sud. De aici. Exact. Racoviță a realizat o serie foarte largă de fotografii în Antarctica, iar pe această copertă, pe versoul hărții, putem descoperi aceste fotografii de epocă care ilustrează atât studiile lor, cât și viața pe navă, cum realizau cercetările de oceanografie sau de biologie, cum se distrau, cum cântau, cum mâncau, cum se încălzeau și cum își făceau viața mai frumoasă unii altora. Și interesant este că
atunci când o strângem, devine supracoperta cărții. Îmbracă foarte frumos această carte. Mulțumim mult pentru aceste informații calde despre cele două cărți, însă poate sunteți curioși să aflați cum puteți intra în posesia lor. Ei bine, la finalul acestei luni, vă invit să vă scrieți la concurs pe pagina noastră de Facebook, pagina emisiunii Căsuța cu Idei, iar acolo veți găsi o postare cu toate instrucțiunile necesare. Este foarte bine dacă puneți în aplicare vreuna dintre ideile prezentate la noi în căsuță în decursul acestei luni, apoi veniți cu dovada, vă înscrieți și eu vă doresc mult succes! Vouă vă plac cutiile? Mie da! Însă acum am o întrebare. Ce se află în cutia curioșilor? Dragi copii, hai să vedem ce se ascunde în cutia curioșilor. Am câteva propoziții pe care aș vrea ca voi să le completați, dacă tot astăzi a fost vorba despre hărți, despre expediții. Ia să vedem, aici pe primul bilet scrie așa. Atunci când călătoresc, îmi place să... Mie când îmi place să călătoresc, îmi place când văd priveliștile acelea foarte frumoase și îmi place să vizitez multe lucruri, multe zone abandonate. Ah, poate chiar ruine? Da. Îmi place, îmi place ceea ce spui. Te rog să-i dai microfonul Sofiei sau uite, îl dă Eli. Atunci când călătoresc, îmi place să... Merg la mare. Deci ți-ți place mare. Mă bucur. Te rog să continui și tu, Eli. Mie când călătoresc, îmi place să descoper anumite chestii și dacă găsești ceva mai nepericulos, să mă cațăr pe el și să găsesc anumite chestii. Îți place să te cațări și pe stânci, de exemplu? Da. Vă rog să completați acum următoarea propoziție. O hartă ne ajută să... Te rog, completează-te. Să descoperim anumite chestii. Corect, să descoperim. La ce ne mai ajută o hartă? O hartă ne ajută, de exemplu, dacă, cum era înainte pe vreme, nu exista GPS. Și ca să zicem, tu ești la București acum și părinții tăi sunt în Târgoviște. Și ca să te orientezi, să mai știi drumul, te uitai pe hartă ca să vezi unde este județul sau... Unde este orașul în care vrei să ajungi? Acum o să rog pe Sofie să înceapă prima și să ne răspundă la întrebarea asta. Dacă aș fi un explorator, aș vrea să descopăr? Aș vrea să descopăr o peșteră foarte frumoasă cu diamante. Wow! Și peșteră și diamante. Două lucruri foarte, foarte tari. Mersi, Sofie! Te rog acum, Eli, tu, dacă ai fi un explorator, ce ai vrea să descoperi? Animale. Animale? Un naturalist care să găsească specii noi de animale? Da, și plante. Ce animale și plante îți plac mai mult? Păi îmi plac animale așa mai, cu mai multe culori. Da, animale colorate. Și plante colorate și mai exotice. Oh, exotice. Sună foarte bine dacă aș face expediție împreună cu tine în zona aceasta de plante, animale, poate într-o zonă exotică, apoi merg cu Sophie să descoperim peșteri și diamante și să vedem dacă merg apoi într-o expediție cu Romeo. Dacă aș fi un explorator, aș vrea să descopăr... Eu aș vrea să descoper o secție militară abandonată din primul război mondial. Oh, te interesează istoria? Da, e materia mea preferată. Aflu lucruri noi despre voi. Și ce ai vrea să faci în acea secție militară abandonată? Aș vrea să văd lucruri, să găsesc lucruri vechi ce aparținau sedului militar, cum ar veni căști, plăcuțe de recunoaștere. Și ce-i face apoi cu ele? Nu știu, pe unele le-aș lăsa acolo. Da, da. Și unele le-aș duce la muzeu să le vadă toată lumea. Chiar mi-ar plăcea să vizitez muzeul pe care poate îl vei face tu atunci când vei mai crește, dacă vei descoperi aceste lucruri foarte interesante.
Astăzi am petrecut mai puțin timp împreună, însă vom recupera într-o ediție viitoare și vom sta mai mult de vorbă. Dar vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici să povestim despre preferințele acestea ale voastre și să ne jucăm de a Marea Învolburată și traseul făcut în echipă cu hărțile. Așa că mulțumesc mult Eli, Sophie și Romeo pentru că astăzi ați fost aici. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și echipei tehnice pentru implicare. Dacă doriți să revedeți această ediție, o puteți căuta pe Speranța TV Kids pe canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, vă dorim numai bine!